O bucătărie și o parte din acoperișul unei case au ars într-un incendiu într-o gospodărie din comuna Vulturești. Proprietarii nu se aflau acasă când flăcările au izbucnit, mai întâi în bucătăria de lângă casă, după care s-au extins cu repeziciune la acoperiș. Un vecin a fost cel care a sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat două echipaje cu două auto speciale cu apă și spumă și un echipaj smurd de la detașamentul de pompieri din Mioveni. Cu toată intervenția promptă a militarilor salvatori, bucătăria a fost făcută scrum și aproximativ 80 de metri pătrați de acoperiș au căzut pradă flăcărilor. Sursa probabilă a incendiului a fost jarul care a căzut sau scânteile provenite de la sobă. Un alt incendiu a fost neutralizat de pompierii militari din comuna Bradu. Focul a cuprins o suprafață de 30.000 de metri pătrați de vegetație în zona kilometrului 106 a autostrăzii A1. Se pare că acesta a fost pus intenționat. În astfel de cazuri, dacă vinovatul va fi depistat, pe lângă amenda pe care trebuie să o plătească, acesta se poate alege și cu dosar penal.